Pavel Bartoș a ajuns la Târgu Jiu mai devreme pentru repetiții pe scena de la Elvira Godeanu. Nu a ratat nici ocazia să facă un tur al operelor brâncușiene. Vii ca la cei dragi, când te întorci într-un loc în care, hai să zicem, la bunici, te duci și vizitezi de fiecare dată. E, cam așa sunt opere pentru mine. Mie mi-e drag să revăd Poarta Sărutului, mi-e drag să revăd Masa Tăcerii, Coloana Infinitului, sunt atâtea lucruri. Și mă bucur că am prins și vreme bună. Biletele la spectacolul susținut de Bartoș au fost epuizate în câteva ore, semn că gorjenii îl apreciază pe actor. Un festival de teatru atrage după sine energii, oameni, a declarat Bartoș când a aflat cât de îndrăgit e la Târgu Jiu. Bucurați-vă de teatru din plin și considerați-vă fericiți că aveți un astfel de festival și țineți cu dinții de el, pentru că e foarte important. Un astfel de teatru creează ceva, altceva în oraș. Și mă bucur pentru actorii de aici, pentru că știi cum e, un festival de teatru atrage după sine energii, oameni, atât din afară, oamenii de aici se simt altfel. Și cum? Bucurați-vă! Și tocmai de aia zic, bucurați-vă din plin, pentru că aveți de ce. Pavel Bartoș a ajuns pentru a doua oară pe scena din Târgu Jiu, de fiecare dată fiind primit cu ropote de aplauze.